Reprezentativa României se află pe locul 36 în ierarhia mondială publicată în această săptămână de Federația Internațională de Fotbal Amatori. Față de luna precedentă, tricolorii se află cu patru poziții mai sus. Dintre adversarele României din Liga Națiunilor, competiție care va debuta în toamna acestui an, cea mai bine clasată este Serbia, ocupanta locului 34 în ierarhia mondială. Muntenegru se află pe poziția 44, iar Lituania ocupă locul 147 în clasamentul publicat de FIFA. În fruntea ierarhiei este în continuare Germania Mania urmată de Brazilia, Portugalia, Argentina și Belgia. Naționala României va disputa următoarele două jocuri oficiale septembrie 2018, dar până atunci, luna viitoare, Naționala antrenată de Cosmin Contra va disputa două partide amicale cu Suedia și Israel. Punctajul unei naționale în clasamentul FIFA se calculează pe o perioadă de patru ani prin adunarea mediei de puncte în meciurile din ultimul an și a mediei de puncte în meciurile mai vechi de 12 luni. Numărul de puncte obținute la un meci depinde de următorii coeficienți. Rezultatul meciului victor. Sau egal, importanța meciului de la un simplu amical până la preliminarii de campionat mondial, valoarea adversarului și confederația din care face parte adversarul.